Evaluarea națională a elevilor din clasa a 4 -a va începe miercuri 28 mai cu proba la limba română. Elevii din clasa a 4 -a vor mai susține pe 29 mai proba la matematică. Potrivit Ministrului Educației Naționale Remus Pricopie, evaluările urmăresc să identifice evoluția de ansamblu a elevilor din clasele a 2, a 4 și a 6 pentru a putea oferi date substanțiale care vor permite o analiză a sistemului de învățământ preuniversitar. Elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei. Totodată rezultatele individuale nu se afișează și nu se comunică public. Acestea vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ.